Deci în perioada 21-24 septembrie vom organiza la Roman cea mai mare expoziție de tractoare și mașini agricole, produse agricole specifice zonei, o manifestare care vrem să fie realizată la un înalt nivel, astfel încât tot ce înseamnă noutate în acest domeniu să fie prezentat în această perioadă. Avem ca și colaboratori și cu care vom lucra direct agrointeligența și forța fermierilor. Deci un trio care zic eu că o să ducă la bun sfârșit această organizare. Evenimentul este deschis și publicului larg, nu doar fermierilor sau agricultorilor. Sigur, sigur. Ne adresăm de la preșcolari până la pensionari. Totul ce va fi prezentat va fi în interesul producției agricole și a industriei alimentare. Deci vom avea de la zootehnie, producție vegetală, producție agroalimentară. Da, evenimentul va avea și scop nu doar profesional, ci și educativ, înțeleg. Sigur, prin tot parcursul desfășurării târgului vor fi conferințe organizate pe anumite domenii anunțate din timp, astfel încât cei interesați poată participa la ce interesează special. În materie de invitați, ne puteți estima un număr? Noi mizăm în jur la 20.000 de participanți la acest târg. Ca și expozanți, probabil în jur de 140-150 de expozanți vor fi. Utilaje agricole, echipamente și... Tot, v-am zis, începând de la zootehnie, inputuri, producție vegetală, producție din industria alimentară. Vă rog să spuneți acum pe final, încă o dată, când anume se desfășoară ca să fie totul înțeles. Deci târgul va avea loc în perioada 21-24 septembrie, respectiv de joi până duminică, cu planificarea pe fiecare zi a activităților care se vor desfășura, respectiv de joi până duminică.